Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Bună dimineața! Ne-am gândit să dăm... Bună dimineața, domnul Luca! Zice salut! Noastră, salut! Ne-am gândit să dăm o mână de ajutor unor colegi mai tineri care au intrat în grupul nostru media, deci alături de Europa FM și Virgin. Sunt niște băieți mai noi, avem mai colegi noi. Mai tineri ca noi? Da, este un băiat, Armin, mai tineri, da. Armin van Buuren. E coleg cu noi, o să aibă emisiune fiecare vineri și transmit pe frecvența 92,1, fostul Vibe FM. Mulțumim foarte mult, începând de astăzi. În București, Vibe FM devine One World Radio! Asta este emisia One World Radio. De ce este One World Radio? E cel mai nou radio din România. Cum ziceam, e la noi în casă. Este postul de radio și platforma de conținut a celebrului festival de muzică electronică din Belgia, Tomorrowland. Programul acesta de radio e ascultat în 130 de țări, live și on demand. Spunem dacă noi suntem a 130-a țară sau a 131-a. Noi suntem prima dintre cele 130, bravo. Suntem numero 1 și da. După noi mai vin câte mai vin, 129, 140, după noi restul lumii, cum ar veni. Am înțeles. E un radio de sine stătător și un hub pentru toți iubitorii de muzică electronică și dance și trance de pe tot globul. Deci pentru Luca, în mod special. În noi, mod special, ca prietene. Noi. Eu nu mai ascult, îmi pare rău. Da. Băi, este foarte tare radio-ul. Și în program, deci cum vă spun, e program făcut, o mare parte e făcut live. Asta se întâmplă acum, da, acum să da, pui da. Tu. În toată domnule, lumea. Domnule, e emisia. Da. Mă, și miram că mixezi tu așa bine. În fiecare zi, DJ internațional mixează cele mai noi melodii în timp ce restul programelor sunt adaptate pentru fiecare moment al zilei. Totul e live 24/7. Și cum spuneam, 24/7. Așa, da. 24 de ore, 7 zile pe săptămână. Da, așa. 24 pe 7. Așa, pe 7, da. 24 cu 7. Ok. Bă, deci, practic, dacă ai nevoie să simți ritmul, să-ți da. Revii, poate că ai o zi mai... sau poate că ai o zi foarte bună, ăsta e radioul pe care trebuie să-l asculti. 92,1 FM în București. Mi se pare tare cu ea de dimineață. O ia, practic, de la ora 0 și ține da. Până la ora 23:59. Da. Și atunci, fac, schimbă echipa și... O petrecere continuă. Când ai chef de petrecere, buf. Auzi, de... colegii ăștia nu fac emisii și în locul nostru acum, dacă îi lăsăm un pic? Băi, sper să nu. A? Dar sunt... Bun, acum eu nu pot să spun că sunt cei mai buni DJ din lume, că poate sunt unii mult mai buni care nu sunt așa cunoscuți, dar în mod de... sigur sunt cei mai cunoscuți DJ din lume care mixează live în, la One World Radio și de asemenea sunt retransmise programe sau cele mai tari momente care s-au întâmplat la Tomorrowland de-a lungul anilor. Armin van Buuren are emisiune vinerea, de startul weekendului cu Weekend Kickoff în fiecare vineri. Vreau să vă mai spun cine mai... Cât așa. De surorile DJ australiene Nervo, ai auzit? Normal. Ele prezintă Tomorrowland Top 30 în fiecare vineri și sâmbătă. Le-am dat la Radio Voting împreună cu Alexandra Stan săptămâna trecută. Și cine a câștigat? Pe surorile. La Radio Voting. La Radio Voting. A, la Radio Voting. Nu știu de ce... Da, eu sunt concentrat acum pe ce se aude pe fundal. Mai zine Austin Kramer. Nu, cred că și Austin are Kramer. Mixează la ăștia? Da, clar. Are propria sa emisiune săptămânală Unreleased with Austin Kramer. Foarte mișto. De legendarul DJ belgian. Unreleased înseamnă că noutăți. Noutăți absolute, da. Totalmente. Practic de la el din telefon. Da. Cum ai mi-ai zis? DJ-ul belgian Mike Push. Mike Push. Emisiune lunară de la New York. Da, are lunară, că nu știu eu așa bine, da. Vine de peste ocean, și vine cu vaporul. Plus că de la New York e departe. Da. Timmy Trumpet mai avem. Laid Back Luke, tot din New York. Laid Back Luke, foarte bun este. Da. Bun, e un post nou. Mulțumim foarte mult că v-ați alăturat nouă. Sper că ne ascultă și apreciază faptul că am vorbit de ei totuși. Le-am dat o mână de ajutor la începutul carierei lor în FM-ul românesc. Cred că și Laid Back Luke o să zică, domne, băieții din deșteptarea. A zis băieții de noi. Dau o bere. Foarte tare. Uite că mi-a scris Armin van Buuren. Bravo, zice, bravo, bă, băieți, mulțumim. Hai, vă fac o dedicație vineri seara.
spuneai că sunt sandvișuri bune aici, cum ești în clădire pe stânga la, la One Minute. Păi, cred că e tot al lor, mă, că dacă e One World Romania... One Minute? Da. După sandvișuri n-aș zice, da? Do it so that they remember. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.